Bun găsit, magistrații au respins recursul fostului judecător ucrainean Mykola Chaos privind suspendarea decretului șefului statului prin care i s-a refuzat azilul politic. Decizia a fost luată miercuri de către judecătorii Curții Supreme de Justiție și a fost pronunțată în lipsa părților. Chaos a ajuns în Moldova în 2016, iar acum se află în Ucraina, unde figurează în două dosare. Săptămâna trecută, Tribunalul Anticorupție de la Kiev i-a prelungit arestul la domiciliu cu 60 de zile până în 15 octombrie. În primul dosar, Chaos este suspectat de extorcare și mită în proporții deosebit de mari, iar în al doilea, ca victimă într-un caz de răpire. La sfârșitul lunii iulie, Mykola Chaos a fost găsit în satul Mazurovka, regiunea Vinița din Ucraina. Atunci, fostul judecător ar fi declarat oamenilor legii că a fost răpit. Ulterior, în instanță, Chaos a spus că făptașii au vrut să-l omoare, doar că a reușit să fugă. Până a se preda autorităților, el a parcurs pe jos 50 de kilometri. Cazul răpirii lui Chaos este examinat și de autoritățile din țara noastră. La începutul lunii august, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a trimis în instanță dosarul de învinuire a unui cetățean moldovean care ar fi implicat în răpirea lui Chaos. Inculpatul are 30 de ani și a încheiat cu procurorii un acord de recunoaștere a vinovăției. Mykola Chaos ar fi fost răpit de pe o stradă din Chișinău în 3 aprilie.